Mulțumesc pentru oportunitatea de a vorbi, mai ales cu Comisia Electorală Centrală și cu experții străini. Nu am întrebări, ci doar un reproș cecului, pentru că ne propune să semnăm un cod de etică, în timp ce, de-a lungul mandatului pe care, iată, îl încheie vara asta, nu prea a manifestat consecvență și intransigență în respectarea codurilor. Codul electoral, codul audiovizual, codul penal, iată, a invocat un expert acum că se încalcă deseori codul penal, inclusiv în materie de folosire a resurselor administrative de către concurență electorală și nu întâmplător avem acum la guvernare ca majoritar, ca partide majoritare, partide care au deținut poziții în stat, au controlat guvernul, au controlat majoritatea în Parlament. Vreau să aduc doar câteva exemple recente. Ieri am fost la Orhei cu treburi, am filmat pe acolo și la primăria orașului Orhei am văzut sigla mare și sediul unui partid, concurent electoral. Am semnalat problema asta de câțiva ani. Bine, prin mijloacele pe care le-am eu pe internet. Nu cred că anumiți concurenți electorali n-au semnalat faptul că niciodată niciun partid n-a avut sediul la primăria Orhei până să ajungă Ilan Șor primar acolo și după aceea oamenii lui. Deci nu s-a făcut niciun concurs public, e singurul partid care are sediu la primărie. Nimeni n-a luat atitudine până acum și iată, ei sunt înregistrați concurenți electorali. Știu sigur că au sesizat problema de la Nisporeni, însă, acum 2 ani când au fost alegeri pe circumscripții. Să intervin ca moderator și să vă rog să respectăm rigorile. Deci, dacă aveți o întrebare către participant sau către cec, noi să oferim posibilitatea la replică, dar încercați să nu dați, să nu nominalizați, cel puțin așa spune și codul etic atunci când organizăm astfel de evenimente care sunt pentru promovarea, în cazul dat, conștientizarea sau sensibilizarea societății civile vis-a-vis de neadministrare sau descurajarea resurselor administrative, să nu nominalizăm, deci, persoane concrete. Am Și înțeles. da, eu eram sigur că dumneavoastră perfect înțelegeți, noi suntem pe aceeași, spunem, dimensiune de unde, încercăm să arătăm pildă și pentru ceilalți. Vă rog, dacă aveți încă careva întrebări concrete, că altfel consumați tot timpul. Nu La vă Nisporeni, acum 2 ani, când se făceau alegeri conform codului vechi pe circumscripții, concurentul electoral, nu-i dau numele, a prezentat imagini video cum se adună semnături la primărie sau la administrație locală, acolo, de niște oameni care nu erau autorizați să strângă semnături, le-a prezentat pe canalul lui. Concurenții electorali de acolo au sesizat problema asta, dar acel abuzator și folositor de resurse administrative nu a fost scos din cursa electorală și a câștigat mandatul în acea circumscripție. La alegerile prezidențiale de mai devreme, din 16, peste noapte au fost prezentate câte 30.000 de semnături, în condițiile în care listele de subscripție s-au dat vineri la amiază și ei sâmbătă după amiază, atunci era încă obligatorie să prezinte și ștampile de la primării, deci s-au folosit și resursele administrative ale primăriilor, s-au prezentat a doua zi, în mai puțin de 24 de ore, câte 30.000 de semnături și cecul n-a făcut nimic ca să investigheze, ca să se convingă că acele semnături nu sunt false, că nu au fost adunate cu folosirea resurselor administrative. Și acest cec ne cere acum să semnăm un cod de etică, mi se pare obraznic. Vă mulțumesc pentru opinia. Eu mă abțin de la calificative, dar aș vrea să conchidă întrebarea sau să nu să generalizez, dar deci să o formulez mai concret. Care vor fi sau dacă este vreun mecanism de monitorizare respectării acestui cod? Dacă îmi permiteți, domnul Tătaru, voi începe Mă mai rog. întâi cu câteva răspunsuri pentru domnul Brega. Nu vom intra în discuții, în polemici, de vreme ce domnul Brega se regăsește pe lista unui potențial concurent electoral și moral nu avem și nici legal dreptul să facem acest lucru. Dar, domnul Brega, trebuie să știți că partidul cu care mergeți în alegeri sau în care faceți parte este unul din cel mai deschis
și unul din cei care am avut o comunicare extrem de bună, ori de câte ori a fost cazul, nu doar în perioada alegerilor. Și invitația de a semna acest cod de conduită au acceptat-o de fiecare dată și, din câte știm noi, au și respectat. Cât ține de anumite încălcări care au fost sesizate, care au fost documentate, video, difuzate în spațiu online, asta nu reprezintă probe sau motive sau dovezi sau subiecte de contestație la CEC. Orice persoană sau orice concurent sau alegător care se consideră lezat într-un anumit drept sau poate să depună contestație în mod regulamentar la organul electoral, va fi examinat și vor fi date soluții pe fiecare subiect în parte. Cât ține de monitorizarea respectării codului, eu am vorbit un pic mai sus atunci când prezentam documentul, monitorii principali sunt alegătorii. Dar și semnatarii acestui cod trebuie să observe și să monitorizeze cum respectă contrasemnatarii acest document, aceste prevederi din codul electoral, din codul de conduită, pentru că acestea nu sunt altceva decât prevederi care se regăsesc în legislația electorală și legislația aferentă domeniului electoral.